Fabian deja a vrut să se urce pe taxi. O mers acolo la cocioabă jos. Am venit cu Masterchef să mânc pite cu pateu. Sare. Suntem pregătiți de... Suntem pregătiți să mergem acolo, nu? Dar pe ce, mă? Pentru o săptămână cât stăm, nici nu ne ajung. Hai. Bă, ne spălată mașina, dar bine. Înflouat cu apă. Ne spălată mașina, mea. Acă vreau să fii de fabrici. Lasă că-ți fiu eu pe aia la noapte, spală, mă. Băi, salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Îl avem alături de mine pe Fabian. Salută lumea! Salutare tuturor! Și o să facem ori 4 zile de daily vlog, ori... Mere cu crucea ca popa! Și nu uitați să ne urmăriți și acolo pe Instagram, că am început să postăm și împreună. Aveți și Instagramul lui Fabian în descriere, dacă vreți să râdeți de cineva, vedeți el. Da, pe Instagramul nostru. No, no, Fabian, nu te urc! Fabian, nu te urca pe el! Fabian deja a vrut să se urce pe taxi. Pe taxista. Băi, dar băi, ce... Ce vreme am urat. Găsim multe mese și să mergem în inima munții de la Puseni. La Puseni? Băi, deci, când am făcut primul gen de ăsta, prima introducere, am zis că merg la munte, dar n-am știut ce munte, știi? Băi, de cât să zic? Muntele găină. El cu camionul nu merge așa. Nu, o zici că așa aici. Regulamentar și tot timpul. Nici o depășire pe linie continuă, nici o depășire de viteză. 90, 60, 90. Am ajuns în Huedin. Județul Cluj, Huedin. Da, corect. Și mai avem, nu știu cât mai avem. 27 de kilometri până la Veliș. No, una, două cu șoferul ăsta. Cum, profesionist. Da. Foarte bine. Diristul nostru. Ne-am oprit până la Profi să ne luăm câte una alta, nu știu, câte o pâinică, câte ceva. Acum îl aștept pe Fabian că o mers să își încarce telefonul, că noi. N-are. Bă, tocmai ce am ajuns, era să bag deja o trântă, cam frig pe aici pe la munte. Stai să vedem unde o fugi Fabian. O mers acolo la cocioabă jos. Na, bun, v-am pupat. Așa, un scurt cadru că ne apucăm că, bă, suntem flămânzi, morți. Bă, prea foame. Am venit cu Masterchef să mânc pite cu pateu și eu zis că felul 2 ne dă Paris el pane. Uite-te, aici curățăm cartofi, avem o grămadă de condimente, trufe, paroganță, no, ce să mai, da? Da, noi... pateu, margarină, paroganță. Pateu, margarină, ouă, brânză, cârnaș și slănină. Tartufă. Asta e a mea? Da, vrei să. Bă, prea foame. Bine, bine, poftă bună. Bun venit, fraților, facem un puiuț rapid. Fabian m-a pus aici în dificultate, că el, pui vienez, el m-a figur. Noi, el... Păi... Voios, dacă ești odihnit. Noi o să luăm pieptul, o să-l punem, o să-l condimentăm cu sare, piper, caramaica acasă, că așa e bun. O să îi dăm și niște sosuleți, după aia o să-l punem într-o tigaie cu un pic de ulei de măsline, îl prăjim pe parte și pe alta, băgăm un pic de vin alb, mere. Și cam aia e rețeta, poate îl servim cu niște curry de mango, să fie ceva așa mai exotic, o să-i dăm bătaie. Fabian, uită-te și învață. Da. Facem pieptuțul. Fac.
Eu te-am întrebat, de ce nu-i ca părțile de piept egale? Îți cai tu șmecherii de tale. Pac. Sare. Mi-ai pus-o pe masă. Băi, dracu. Dă-mi niște sos. Hehe, boai. Merea și niște ghimbiri, dar nu mi-a cumpărat Fabian. Cu Fabian ți-ai notat? Da. No, așa. Dar ai zis că și pieptul l-am descongelat de eu. Am suflat în el. Da, el a crescut. Curca? Da. La găini numai ouăle le-am suflat. Ți-ai terminat? Bine, mă, dar ce, bă, bă? Bă, omule, pe mine mă cheamă Fabian, mă, să... Se dezlătă-ți, gata, una, două, faci să-mi bapte ce-am dat, mă. Ești ca genul, mă. Bă, bă, va, bă, taci și vață, uite, fie, pa. Guram, bă, bă, ce aici iau? Da. Uite că uita, filează, bă, bă, uitați, mizerie, bă! Ce, ți-a pus berle când ai ce ce gust! Ce preparate gustea se fac! Uitați cum le-am pregătit oamenilor! Uite, ia, hai aici! Bine, am pus eu la rând. Dar vezi cum e de gal, bine? Portugalia. Nu veni la început bună, mai. Nu le-ai fost. Da. Bă, fii atent la editare, să pui bip. Că pe ăsta n-au mai tăt cu alea. Prima dată. No, hai, ține-o, bă! Acum ne-am pregătit echile de aici. Am zis cu temperatura, cât e... Nu cred. E pur. Ulei-mă, bine? Se încingă puțin. Avem pieptul la îndemână. Să punem pieptul, lăsăm să se prăjească, după cum am zis, pe o parte pe alta. După aia niște vinuți, lăsăm să se evapore alcoolul. Băi, eu mă farfurie și mâncăm. Dacă e cu minte, dăm și la Fabian. Și pentru ce ai pus atâția ingrediente aici? Ce, mă? Am crezut că te-ai pus tu un pic. Da, mă, pe dracu. Un dressing de... Prezinte, ce ai făcut tu? Bine, aici am făcut un dressing. Uitați-vă pe TikTok și pe Instagram că am mai pus videoclipuri acolo, chiar dacă nu le-am pus toate pe YouTube. A, ăla e la bun, de mi-am gustat și așa. Aha. Eu puneam mâna deasupra și îmi dădeam seama, eu așa să fac. Și eu îmi băgam degetul în tigaie, vedea dacă mă arde. No. Eu la 180 am senzor. În cap. La mașină. Ne-ai prezentat puțin din modul tău de lucru. Nu vrei să curăm meseria de la tine? Vin alt. Ce mi-a dat mai aici? Tuică? Vin din sălaș. Nu, nu se lasă. Înainte să punem pieptul cu... Cu curăjăz? Un poient. Facem o șmecherie. Să-l împăiem. Bă, se face cu... Ați înțeles de acum înainte când faceți piept de pui sau piept de cocat? Voi îl împăieți! Aici avem tigaia în care o să prăjim. Pentru o rețetă bună la stilul vienez, e preferabil să pune jumătate-jumătate. Untură de porc. Nu, 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 nu. Indicat să dea face așa. Și un pic de ulei de floarea soarelui. Așteptăm câteva secunde până temperatura ajunge la aproximativ 170-180 de grade. O să ținem mâna aici și o să ne dăm seama după experiențele. De câte secunde ajunge la 180? Audio-ul meu cam în 12 secunde. Se știu să ne numă. Bun. Mai batem un pic ou. Și ce facem, șef, dacă ajunge la 200? 200 de grade? Da. Începem să punem șnițelul. Vezi, Brian? Uitați, șef. Și dacă în timp ce se prezează... Dacă aveți experiență mai mare, puteți să bateți așa. Ca la rota din la Londra. Să se învârte ouă. Zici că e clay, bă. E clay. Uite. Era să uit să pun sare și piper. Le-a ascuns Mihai, dar nu vă preocupați. Punem așa la ochi. Italia nu vede, nu vede, nu vede, nu vede,
Și sare. Sare, poți să iei culii făcuța. Și pui de aici. Mișcarea țărănească. Bun. Sunetor, am zice că temperatura lui 100. Mai trebuie. Bun. Temperatura se apropie. Începem să dăm o peșa. Vedem dacă ouul e cleos, cum a zis Mihai. E bun. Treaba e bună. Începem. Prima dată dăm... Să vedem. Tu, Mihai, cred că ai mai făcut de astea. Prima dată dăm până ou. Până ou! Pânfărină, bă! Bun. După ce am pus pânfărină să arăte modul ăsta, punem și mă ou. Pac! Și pac. Două mișcări simple. Aducem gasul de pe smet în apropiere. După cum vă spuneam, ou de casă, farină și pe smet. De casă. Pe smet de casă? Da, am avut pită uscată și am răzălit-o. Apropiem aici și îl punem frumos în tigaie la temperatura de 180 grade era uleiul. Trebuia să fie. Era. Așa nu. Bun. Bagă-mi chiar dacă eu nu sunt cu experiență, mă, ca și Mihai, dar sunt un pic mai mare, chiar și-am făcut de mai multe ori mâncare, pot să rivalizez cu mâncarea făcută de el acum seara. Dacă nu se aprinde, o filare. Dar vă uitați aici. Dăm nu trebuie pui, adevărat. Ne, dar tu nu mai filmezi, că e gelos. Dăm până pe smet, cum trebuie. Ce știi cum trebuie? Nu pot să-ți vând toate ponturile mele până la urmă. Pe mele să băgăm de vine să vedem ce-a făcut Fabian. Hai, un pic omul. Bun, am terminat cu astea. Vă arată Mihai până ce eu mă spăr pe mână. Să pun lucra cum trebuie. Hai să vedem ce-a făcut. Ce faci, bă, aici e omletă? Da. Trei total. Dă-te în lături. Dă-te în lături pe aici. Hopla. Bă, cam atât cu primul video, pentru că deja e 10 seara și e destul de târziu, de punem și noi să mâncăm ceva. Nu mai vrei să vezi în farfurie, ce ai decis că arată mai bine în eu. Poate, poate, vă las și niște cadre cum arată. Bine, meu, ce să arate? Arată extraordinar, al Fabian. Ți-ai închis ușa să nu vină vecinii să guste care nebun. De ce nu le zici asta la oameni? Da, bine, bă, noi ne vedem în următorul video. Eu am fost Mihai, el a fost Fabian. Noi vă pupăm, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să ne dați un like acolo pe... Abonați la canalul lui Mihai. Să dați un like pe Instagram și pe TikTok. Ne vedem data viitoare, pa, pa. Trebuie să țin cu două mâini, că Fabian e periculos. Yeah.